Salutare și bine v-am găsit la Gânduri cu Tichis, locul în care vă inspirăm să gândiți util și creativ. Eu sunt Mihai Tucaliuc și împreună cu echipa Tichisiților, Arcadius, Lore și Mădălina, am creat această serie de discuții cu scopul de a aduce psihologia mai aproape de voi, dar într-o limbă pe înțelesul tuturor. Am invitat mai mulți oameni minunați și am înlocuit clasicul pahar de vorbă cu povești care să ne ofere mai mult sens în ceea ce facem în fiecare zi. Astăzi lansăm campania și începem cu o discuție plină de sens, cu multe lecții de viață și o discuție care ne inspiră foarte mult. Haideți să vedem despre ce este vorba. Salutare, Dichisiți! Suntem astăzi cu Bogdan Bob Rădulescu sau Bob, sau cum îi mai spune. Salut, Dichisiți! Salut, Mihai! De unde e asta cu Dichisul? Că-mi place. Dichis e un cuvânt aparte, mă. Dichis e fain. E un cuvânt aparte pe care nu-l are toată lumea și nici gândurile cu Dichis nu le are toată lumea, dar vrem să le aibă. Și atunci ați făcut invitația asta la Gânduri cu Dichis. Exact, ca să gândim cu Dichis. Adică util și creativ. Amândouă în același asta timp. Asta e Dichisul, util și creativ? În același timp. Ai mă cucerit. Shoot! Prima întrebare și cea mai importantă pe astăzi. O viață fără pălincă sau o viață fără sens? Ce alege? Ah, șup. Era să zic shit, n-am vrut să scuze, Dichisiți. Man, mai bine o viață fără pălincă decât o viață fără sens. La modul serios. Pentru cei care ar răspunde invers, o viață fără sens, mai bine o viață fără sens, da, să nu lipsească pălinca, tu de fapt ai dat răspunsul. Când pălincă, e acolo îți amorțești toate simțurile că nu mai ai sens. Eu care iubesc pălinca și o iubesc și o cunosc, aș renunța la ea numai ca să am sens în viață. E ca la o călătorie, man. Așa. Te urci în mașină. De multe ori când povestesc și cu oamenii, și cu tineri, și cu ai mei, și cu toți, întreabă lumea pentru că sensul în actorie e temelie, e fundație, dincolo de celelalte valori și principii pe care construiești. Și mă întreabă lumea care e treaba cu sensul. Și cea mai bună și utilă comparație și ușoară comparație este exact asta. Când ieși din casă și te urci în mașină sau pe bicicletă sau pe trotă, nu mă interesează, pe orice, să mergi undeva, acel undeva e sensul. Și ai două opțiuni. Dacă știi că ieși din casă și trebuie să ajungi în centru, o iei către centru. Dacă o iei către centru, clar ajungi în centru. Dacă vrei să ajungi în Oradea din Cluj, o iei pe drumul de Oradea. Dacă vrei să ajungi la Sibiu, o iei pe drumul de Sibiu. E ok o dată pe săptămână să te plimbi. Bă, unde mergem? Nu știu, ne plimbăm și ajungi în centru, în oraș, în parc. E foarte ok să te plimbi. O mare nevoie de plimbare. Dar printre plimbările prin care numai te duci în stânga-dreapta și vezi ce-ți place, trebuie să ajungi undeva. Sensul în viață este exact ca și destinația când pornești. Unde trebuie să ajungem și la cât? Nu așa e sensul. Asta e ca cu Alice în Țara Minunilor, nu? There you go, același ajungi lucru. Ajungi la destinație, dar cum da, și până când? Da. No, nu, nu, apropo de sens, nu e suficient sensul. Adică e ok că ai sensul. Cu ce preț ajungi la destinație. Merită? Că dacă ajungi la destinație, dar mai ai numai două mâini, numai o mână și un picior din patru, două mâini, două picioare, nu merită. Atunci e un echilibru între toate. Sensul, în cât timp, cu ce sacrificii și pentru ce. Că dacă ajungi la sens, dacă ajungi să atingi sensul, să zici, nu, asta a fost, atât, da, nu, hai acasă. Păi stai un pic și călătoria și te întorci la el altă filozofie, că dă-l încolo sens. Hai să fie filozofie. Care e cel mai frumos compliment pe care l-ai primit vreodată? În afară, știu, știam răspunsul în timp ce îl formulai. În afară de al familiei, când zic cei dragi pe bune că te iubesc, care e un sentiment, nu e un compliment, cele mai frumoase complimente le primesc, believe it or not, online, în mesaje. Sunt oameni care și-au timpul de a-ți scrie pe Facebook, mă, pe Insta, dar mai mult pe Facebook. Insta e more like visual, Insta e more like content. That's like, TikTok is more like... De-aia nu comentează nimeni. Da, nu, da. Dar filme poate să-ți trimită? Poate să-ți trimită. Dar cele mai frumoase complimente, pe bune, le primesc pe Facebook. Okay. Când lumea zice, domnule, sunt ăsta, mă cheamă așa, sunt de acolo. Faptul că săptămânal mă uit la clipurile voastre, îmi dau speranță, îmi dau energie, mă scot din starea de supărare, tot. Ăstea îți dau energie să faci.
Și probabil dintre toate, cel mai mișto a fost a unui tânăr. L-am întrebat dacă am voie să, mi-a dat acordul lui, i-am cenzurat tot, i-am blurat nume, imagine, tot, și am postat acum vreo un an bun, am postat imaginea pe Facebook, în care un tânăr a zis așa: hei, salut Bob, mă cheamă, sunt, te-am văzut prima dată la un eveniment studențesc tot. Eu am trecut printr-o depresie îngrozitoare, la care cel mai apropiat gândul a fost gândul sinuciderii, ascultându-te, uitându-mă la clipurile tale, vorbind tu despre viață, despre ce, cum ai trecut prin viață, ce ți s-a întâmplat, mi-a dat speranță și putere să lupt. Motiv pentru care aș dori să-ți mulțumesc și mi-a trimis mesaj. M-am căcat pe mine. Să-ți trimită un om care ți-o zice sincer, m-am cochetat cu renunțarea și pentru că m-am uitat la ce ai zis și cum ai zis și amestecul de emoție cu scop, cu rațiune, cu simțire, cu durere, cu eșec. Întreabă lumea: a, dar dumneata, nu eșuez. Eu suma eșecurilor, man. Eu sunt aici pentru că din fiecare eșec m-a ridicat și am zis, fuck it, nu a fost, mai încercăm altceva. Când cineva mi-a zis că a trecut de depresie, uitându-se la clipuri și ascultându-mă și acum mai bine și are puterea să mulțumească, aia a fost reușită în viață, nu ce-am făcut altele. Evenimente care ies bine, team building-uri, training-uri, fine, mă bucur. Dar un om care cochetează cu, bă, mai are rost să trăiești, și să uită la podcast-uri sau la Epic sau la Haurențiu sau la ce s-o fi uitat sau la Bob și-o zis, mă, stai un pic, că e ok. Ăla-i compliment. N-ai găsit atunci ce ziceam de sens. De sens. Capătă sens de ce faci. Capătă sens. Da, și nu-i că sensul nu-l găsești pe parcurs. Câteodată. Păi eu nu l-am găsit. Foarte bun asta, Mihai, nu l-am găsit la 20 de ani. La 20 de ani l-am căutat. Aveam 25 când am început teatru, a doua facultate. Am terminat la 29. Când am terminat la 29, în plină criză economică aia din 2008, când am terminat faculta în 2008 la 29 de ani, erau teatrele și posturile bugetare blocate. Și am zis, a, ok, o să facem altceva, o să aștept să se deschidă teatrele. La 30 de ani mă sună cineva, domnule, aș vrea să vis la un interviu. A, de teatru? Nu, să dai o probă de TV. The fuck TV? Ce am eu cu TV-ul? La 30 de ani exista internetul, trimitea mail-uri. Dar nu exista conceptul de social media, nu exista, mă, credeți-mă. Și la 30 de ani m-am dus și am dat audiție, cum ar veni, pentru post de job în televiziune, să faci o emisiune, să fii coprezentator. La 32 a venit altă propunere, la 33 am început cu băieții, cu Tibi, cu colegul Tibi, cenzuratul. La 33, cenzuratul. Vai că văd clipurile vechi. Doi ani mai târziu vin unii și zic, domnule, salut, suntem de la prima, ne place de voi, hai să povestim. După care o zice cineva, bă, tăiați clipurile astea și hai să le punem, fii atent de ce le-am pus pe internet. Românii din diaspora nu prindeau Look TV-ul și cineva le filma și le trimitea și au zis, cred. Ba da, și au zis, bă, puneți pe net. Ne-am dus la televiziune, lumea, aveți pagină de net. Avem ceva, am o pagină de Facebook, așa, de clip, de platformă, de, era YouTube, evident că exista YouTube-ul, dar televiziunea aș dorea să facă altă platformă. Și din nevoia de a trimite clipuri cu ce prostii făceam la cenzurat, ești român dacă ești țăgan, dacă ești tot șofer român dacă, să le punem pe pagina de internet. Și a început internetul să răspundă, să zică, bă, stai un pic. Și noi care nu știam televiziune decât de 2-3 ani și în televiziune nu vorbea cu tine nimeni că tu vorbești la cameră, numai te-ai trezit pe internet că îți răspunde telespectatorul nu în formula clasică de TV, îți răspunde omul în real time. Și mi-am dat seama că la 25 de ani când am dat admitere la facultate să devin actor, eu am visat toată viața, domnule, asta e dorința mea de mic. Eu termin, eu mă duc pe scenă, joc roluri de compoziție, și le-am visat. Încă visez la ele. E sensul la care visez, să devin actor. Am devenit actor. Dar de la a deveni actor, unde te duci cu actoria, uite-te, și aici fac o paranteză acolo, îți stabilești un scop în viață, vreau să devin medic, zis, vreau să devin doctor, devii doctor. Ce faci cu doctorul din tine? Că eu mi-am dorit să devin actor și am devenit actor, dar uite că nu joc pe scenă suficient de mult, dar scrie om aflat în diaspora, în capătul lumii, bă, singur, familia mea e toată în România, noaptea îmi vine să beau până mă trezesc în coma alcoolică sau mor și înainte să renunț, mă uit la voi și zic,
bă, ce faini-s oamenii ăștia. Nu stai că beau o țuică cu ei și mai am energie până în vară când mă duc acasă. Și atunci rolul din primul sens de a deveni actor, am devenit actor. Dar uite că nu slujesc scena. Nu slujesc nici măcar ecranul, cum ar veni ca sintagmă, că ecranul înseamnă să slujești televiziunea. Cam așa. Uite-te că slujesc un ecran de 7 inci. Că poate pe tele... Ba da, că până la urmă nu cantitatea contează, calitatea, da. Nu dimensiunea. Întorci landscape dacă nu mă vezi bine. Și uite că am ajuns să fiu actor și să vorbesc cu drag și să fac nu rolurile, compozițiile vieții. Am ajuns să ne jucăm și să aduci bună dispoziție la oameni care se uită la tine, nu pe scenă, la teatru, unde joci pentru 800 de oameni, care este onorant. Nu, frate, zici o prostie sau o chestie mișto și te văd sute de mii de oameni din toată lumea dacă se uită. Înțelegi cum sensul ăla se schimbă de la o, de la o direcție la alta? Ajunge în diferite moduri și important e să ți-l atingi pentru tine, nu? La urmă ori. Da, mă! Să capete sensul pentru bun. Tine. Pentru tine trebuie să capete, tău. Da. Chiar dacă putem să avem amândoi același sens. Ce adică bun dacă... e asta! Fiecare cu sensul lui. Sensul meu nu e sensul tău. Sensul sensul e foarte mișto asta. Sensul meu nu e sensul tău. Bă, putem fi fericiți amândoi cu același sens. Exact. Putem. Poți face bine fără să faci rău. Da. Poți face bine celuilalt fără să-ți faci rău ție. Asta e mare găselniță. Să faci bine celuilalt, să-l ajuți, că e gratuit, mă, nu te costă nimic să ajuți, da. Dar nu-ți fă rău ție. Și diametral opus, dacă nu poți să-l ajuți, să-i faci bine, bă, nu-i fă rău. Nimănui. Da, lasă-l acolo. E o reciprocitate asta cu sensul și cu toată existența în sine. Asta îmi place. O luăm pe mai departe, dincolo de aia cu sensul, fă bine, fără să-ți faci rău ție. Fără să-ți faci rău ție. Și dacă nu poți să faci bine, măcar nu fă nimic. Nu fă rău, mă. Și nu fă rău. Nu fă rău, mi se pare grozav asta. Și cum ar zice Cucu acum, că mă gândeam că ne-ai spus aia că ești rău. Dacă bei pălincă înainte de filmare, ești Bob. Da, dacă bei pălincă înainte, în timpul și una după, atunci ești Bob complet. Ești cel mai Bob. Fii atent. Apropo de băut pălincă, am văzut recent, respectiv acum o săptămână bună, două, nu a fost mai mult, la TIFF, un film. Un film pe care probabil mulți îl știți, nu neapărat pentru filmul în sine, cât pentru ultimele 3 minute de la final. Drunk. Another Round. Nu știu cum l-au tradus. E un film danez, cu actorul ăla foarte mișto, care a jucat în James Bond, în penultimele James Bond-uri ăla, villain-ul cu ochiul ciudat, cu Daniel Craig, anyway. Ioi, da. Care, el tipul așa, care așa, face așa, reclamă așa. La Carlsberg. Da. Probably da, da, da. The best. Tipul ăla, nu știu cum îl cheamă, e excelent actor. Frate, povestea e foarte, foarte interesantă. Vă zic ca să vă uitați la film, că o să vă placă, ca paranteză. 4 profesori, toți la 40-50 de ani, dintr-o școală din Danemarca, unul găsește un studiu într-o zi și zice așa, bă, am citit un studiu a unui filozof, psiholog, care a zis că noi oamenii ne naștem cu 0,5% alcoolemie, la mie alcoolemie mai puțin decât ar trebui să avem. Deci noi în real life, nu noi, noi doi nu, noi tocmai ne-am rezolvat-o. Lore nu. Lore e ok. Dar ci că noi oamenii suntem cu povestea din film. 0,5 la 1000 alcoolemie mai puțin decât ar trebui să avem. Motiv pentru care un șnaps de ceva ce îți face bine s-ar putea să te aducă în starea bună de a funcționa. Și ăștia foarte faini, 4 profi, încep să experimenteze zilnic la școală cu alcool metru. Suflam el 0,5. Îs ok, putem continua. Mașinile se schimbă viețile oamenilor, dar ei de dimineață, de la 8, ai asta e tare, vorba lui Hemingway. E de văzut filmul, a fost la TIFF, îl găsiți, se termină cu piesa absolut genială, What a Life. What a Life, tot o circula pe net recent. Și asta e din povestea lui Hemingway, care bea de la 8 dimineața la 8 seara, dar nu bea niciodată după 8 seara. Deci la 8 seara încheia. Dar bea, mă, constant zilnic. Atât mi-a plăcut filmul, că vorbi pe limba mea. Eu care știu că îs bine, sunt situații în care trebuie să fii absolut treaz, coerent, conduc, n-am niciun stres. Dar în momentele în care știu că nu am o chestie de genul ăsta și sunt adevărata mea natură și sunt fericit și sunt acasă și sunt bine, am bea o pălincă. Îți dă o stare pe care o înțeleg și am înțeles-o când m-am uitat la filmul Elogiu pentru formația Queen, Bohemian Rhapsody, de acum câțiva ani, în care Rami Malek, actorul care juca pe
vedea viața lui Freddie Mercury, zicea că viața e o existență prea dură ca să nu poți, ca să o duci vie, trebuie să o duci un pic anesteziată. Dar dacă nu poți fi tu și ești chinuit, dar atâta guriță, îți dă un pic de trai, fuck it, bea-o, mă, nu mai mult, bea-o cât să fii tu curat, sincer, bun. Nu îndemn la băut, nu îndemn la drog, nu îndemn pentru nimic în lume. Omul care n-am pus gura pe droguri, și asta mi-am asumat de multe ori. Dar, mano, bei o pălincă, mă, totul e mai frumos. Bă, viața e mai faină cu o pălincă. Eu de acord. Omul din fața ta e mai fain. Tolerez căcaturi mai ușor. Durerea e mai ușor de suportat. Apa, parcă și când deschid așa dulapul și, mă, și nu mă o văd acolo. Apa, tăti mai fain. Tăti mai fain cu o pălincă, da. E acolo. Îți dă o stare de confort. Am backup. Dude, am fost în situații în care te-ai uitat. Bă, asta e o situație ce trebuie rezolvată. Ok. Ai băut o pălincă și mai ușor te-ai aruncat te-ai la... Dus. Bob, zici de pălincă, dacă ocazia asta zi-mi așa, chiar vreau să-mi povestești, dacă ar fi să-mi zici, cine este Bob? Mă, nu să-ți răspund la persoana a treia, că sună dubios. Bob este un... Am ajuns ca... Aminte, ajung 2000... ca Alain Delon. Alain Delon nu agrează această prezență de public. Care prima oară în 2003 a fost când Bob s-a întâlnit cu... Man... Sună clișeu, sunt un om exact ca toți oamenii. Dar probabil am băut mai multă pălincă și mi-a deschis mai tare robinetul vorbirii. Atâta tot. Sunt un om născut, crescut în Cluj, făcut școală în Cluj, tot în Cluj. Când eram mic, mi-am dorit să devin actor. Dar mi-am dorit fără să știu ce înseamnă actoria, la modul serios. Că nu știam. Dar pentru că eram tot timpul copilul ăla... vesel. Am fost copil, m-am fost un copil și încă sunt o mare fericit. Ba, nu încă sunt copil fericit, what the fuck, stai să fiu sincer. De mic copil am fost bine, am fost fericit, cu familia, cu mama, cu tata, cu copii, cu frați, cu surori, cu tot. De eram copilul ăla, am fost copilul bufon de mic, copilul glumeț, copilul vesel, copilul fericit, copilul zâmbitor, care zicea poezii, zicea povești. Îi merea gura de mama, Doamne, odihnește, unde-i... Că atâta zicea mama tot timpul, dar mai taci, dar mai taci un pic să pot vorbi și că așa îți dau două peste gura. Și mie, mama, mi-a mers gura, mă, în continuu, mi-a mers gura, nu știu de unde. Că restul nu-s așa. Fratele meu nu e așa, surorile nu-s așa, părinții mei nu au fost așa. Păi, trebuie să se ducă tătă cumva, da, da, s-o echilibrat în mine. S-o și gândit, bă, să-l transmit la toate generațiile sau la unul? Nu, îi dau la unul în exces, că da de la da. Și de mic mi-a mers gura în continuu. Și lumea, vorbesc de anii 80, început de 80-90 în România. Lumea atât am auzea povestit, zicând poezii, zicând tot, încât le zicea părinților mei treaba asta cu copilul dumneavoastră, da, o să-l faceți actor, că ta-i place, ta povestește. Și am auzit mult sintagma să faceți copilul actor, faceți copilul actor, faceți copilul actor. Când m-a întrebat învățătoarea, doamna Dorina Lazar, clasa 1, ce vreți să fiți când o să fiți mare? Eu vreau să devin actor, eu vreau să fiu actor. Rădulescu, actor, da. Ce actor? Nu știu, dar actor vreau. Mai târziu, mult mi-a trebuit să mă prind de faza cu actoria. Am terminat liceul, m-am dus la școală, am făcut școala populară de arte, că noi n-am avut în liceu, liceul industrial de Hândrălăi. E bărbat. Noi n-am avut cerc de la de teatru, curs de teatru, cerc de teatru. Și m-am dus la școala populară de arte și am terminat-o și am dat admitere și n-am intrat, lucru care se întâmplă constant la actorie, nu trebuie să intri din prima. Nu toată lumea e potrivită. Am prins programele studențești, m-am dus în America, 6 ani de America. Munciți, trăiți, work and travel, hai înapoi, du-te, rămâi acolo, specializare. Și în tot timpul ăla mă simțeam că ceva, ceva, ceva... Dar știi cum simți? Iertați sinceritatea. Când simți că te ia dimineața după cafea, băi, de nu mă duc, mor. Ești mor, îl fac pe mine. E life, n-are rost să ne ascundem nici lucruri firești în viața. Te roade, te roade așa. Bă, dar nu eram. Nu că e picătura aia chinezească. Da, continuă. În fiecare zi, da, nu se oprește. Tu erai bine cu toate. Că mă întreba lumea, dar bă, eram bine în America. Dar mai eram cu familia, eram cu sora mea, cu cumnatul, eram cu vecini, aveam job bun, câștigam bine, lucram ca student, ca atât, aveam deja 20 și ceva de ani. Bă, eram bine, dar nu eram bine. Că nu făceam ce-mi voiam și ce-mi doream cu adevărat. Aia. Și atunci am venit în România. Și nu vii tot timpul conștient, nu tot timpul le faci toate cu scop, cu sens, că nu știi să le faci cu sens. Uneori le faci intuitiv. Și dacă ar trebui să dau, nu un sfat, dacă ar trebui să adresez o rugăminte tinerilor de 20 de ani,
din lumea asta, aș zice-o, ascultați-vă instinctul. Ceva, nu rațiunea, ceva în adâncul sufletului vă zice do it. Acel do it, it's the guts, cum zic americanii, the guts, the real shit. Legat de asta, ce e foarte fain și s-a demonstrat aia, s-a demonstrat psihologii ăștia, adică o parte din noi și-o dat seama și-o demonstrat, e faptul că studenții care reușeau să-și previzioneze și să-și prevadă viața cât mai bine în următorii 5 ani, 10 ani, să spună știu ce vreau să fiu în 5 ani sau în 10 ani și să muncească pentru asta, erau studenții care își au cel mai repede imediat după facultate și în anii următori. Și motivul real prin care a fost explicat asta a fost din unul dintre ele, dacă sunt mai multe. Primul, e faptul că e atât de dinamică piața muncii și ce se întâmplă, încât nu mai poți să previzionezi pe 5 ani. Numai ce job o să fie, bă! Ce vreau să fac? Păi mă fac strungar. Păi te făceai strungar, scuze-mă, terminai strungăria, tai că mi-a făcut școala profesională de bijutier și ceasornicărie la Oradea la 14 ani, păi el putea să fie bijutier și ceasornicar. Până acum, la 20 de ani, aveai loc de muncă. Nu, acum nu mai merge așa. Nu mai. Și a doua, faptul că ce-au demonstrat ăștia, e faptul că dincolo de faptul că e dinamică piața muncii, dacă tu te setezi numai pe o chestie, vreau să fiu asta și atât, îți limitezi tot spectrul, vreau să fiu comedian, vreau să fiu actor, dar ce mai vreau să fiu? Actor, dar cum, dar ce mai înseamnă? Dar și asta, există social media, există... Dar nu exista când mi-am dorit eu, dar foarte fain ai zis-o, exact ca și culoarul. Într-un univers infinit în care o poți lua în orice direcție, tu pui un tub și te uiți prin el. Apoi eu pe tubul ăsta vreau să mă duc. Ma dacă ești focusat liniar, e foarte ok, că te duci ca și cornetul, te duci la țintă. Ma dar dacă după primul metru de tub, în dreapta ți s-ar fi deschis un univers fantastic de împlinire profesională, socială, umană, sufletească, relație, orice. Și atunci treaba asta ai zis-o foarte mișto. Când oamenii se făceau strungari în anii 60, au fost meserie din 60 până târziu în 90. Mm? Dar acum totul se schimbă atât de dinamic. Revenind că mi-ai pus o întrebare grea și nu vreau să... Nu... Cine-i Bob? Cine-i Bob? Bob e un om normal, clujan, născut, crescut, care și-a dorit să devină actor. Și în viață, în actorie, deci la 30 de ani, după ce am terminat facultatea, 29 la 30, am început să văd mult mai bine să se întoarcă la mine învățămintele din facultă. Ok, toată lumea e bucuroasă, sau cel puțin 9 din 10 sunt happy cu facultatea pe care o făcut-o. Bă, am făcut cea mai mișto facultate. More or less. Dar eu îți spun, eu am făcut cea mai mișto facultate din lume. O, știu că sună nebunie. Dar am prins, a fost o conjunctură perfectă de profesori hăruiți, oameni hăruiți și colegi cu care după 10 ani încă ținem legătura și lucrăm, Matei, Robi, jucăm. Ba atâta ne-a învățat proful Baci, Micloș Baci, cu Irina Vințe, ăștia sunt actori amândoi. Unul la Teatru Maghiar, profa la Teatrul Național. Oamenii ăștia ne-au dat atâta sens că au pus în noi toate învățămintele în facultă despre ce înseamnă actoria. Despre cum actoria e o chemare, e o menire, dar e un meșteșug pe care îl înveți. Pe care trebuie să înveți să-l înveți, pe care trebuie să-l dai mai departe, pe care meșteșul mi-am dat seama după 4 ani de facultă că te-a învățat să faci rolul în cele 2 ore de când se ridică cortina până cade cortina. Lore e un rol. Tu, Mihai, ești un rol, eu, Bob, sunt un rol. Îl înveți cum să-l faci, bine, în relație cu celălalt, cu dinamică, cu dramă, cu tot. Și după ce termini spectacolul, cade cortina și ne întorci la viața de zi cu zi. Mă, și după ce am terminat facultatea ne-am gândit, bă, stai un pic, că viața, basically, e același lucru extrapolat. Se ridică cortina într-o zi, ieși de la mamă ta din burtică și poate să dureze 70 de ani, 80, 100 sau 35 sau 23 sau cum e destinul. Și pică cortina, mă. Tu de când ai ieșit în fața cortinei până pică cortina, mă rog, nu să aplauze că sunt lacrimi, dar în momentul ăla tu ai o viață de trăit. Și atunci dacă înveți mecanismele din teatru, tu poți să înveți mecanismele din traiul de zi cu zi. Și sensul l-am învățat nu în viață. Prima dată teatru te-a învățat că trebuie să ai sens pe scenă. Ca rol, nu ca actor, ca personaj, trebuie să ai scop. Și când ți-ai atins scopul pe scenă, înveți ce în viață ce vrei. Perfect. Mă bucur atât de mult că zici asta, că chiar e foarte legat de o întrebare care aveam pregătită. No, go for it! Bă, mai aveți 10 și 3 minute! Hai odată!
Fură curent și timp. Nu, până am... Bă, m-ai adus aici, hai că mereu. Fii atent. Trei lecții pe care le-ai învățat din profesia ta și le aplici în viața ta. Hai de capul meu. E fundația. Trei lecții. Atenția, prezența și concentrarea. Ce-ți spun acum, ai mai fost în training-uri cu mine. Ăsta sunt lucruri pe care le organizez training-uri sau team building-uri, să le zici. Atenția, prezența și concentrarea sunt trei lecții din actorie, acest APC pe care îl folosești de zi cu zi, nu numai în viața de acasă, în jobul pe care îl fac, fie că e pe scenă sau în afara scenei. Pe scenă, și o să le fac în paralel, ca să înțelegi de ce sunt geniale. Pe scenă, dacă nu ești atent la ce se întâmplă în jurul tău, pierzi momentul. Pe scenă, unde la ora 7 se ridică cortina, la 9 pică. În clipa în care ai pășit pe scenă, trebuie să fii acolo. Deci trebuie să fii atent la colegul tău de scenă, la partenerul de scenă, la parteneră, la suita dialogului. Dar trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent la decor, trebuie să fii atent la tot. Trebuie să fii atent la public. Nu trebuie să te uiți la el, trebuie să fii atent la el. Publicul reacționează. Acolo ți-i măsura, colegii, partenerii, e vie. Chiar dacă este al 39-lea spectacol, știi, pe din afară replica, te iubesc și eu te iubesc, m-ai rănit, nu știu ce, o zici ca și cum e prima dată. Dacă să poți face asta, trebuie să fii atent. În viață, totul se întâmplă acum, nu mâine, când e o proiecție care poate se întâmplă, poate nu, nu ieri, unde nu mai putem schimba nimic. Viața e acum. Când eu vorbesc cu tine, Mihai, și cu Lore, și oamenii ăștia faini, dichisiții, se uită la noi. Acum ai viața. Nu-i mâine, mă. Nu. Și atunci când ești atent pe scenă, înveți să fii atent în viață. La ce? La tot ce e în jurul tău. De multe ori primim întrebarea cu băieții, de unde aveți ideile de sketch-uri? De unde aveți ideile? E din viața de zi cu zi, mă. Dacă te ești atent de dimineața până seara și te uiți în jurul tău, tu trăiești viața. Tu vezi lucruri pe care restul nu le văd. Auzi lucruri pe care restul nu le aud. Observi detalii pe care restul sunt preocupat să le observe. Când le observi, alea se întorc la tine înapoi ca idei. Atenția! Asta e o chestie care îmi place mult, o ghicitoare, e foarte veche și spune ce a fost mâine și va fi ieri. Azi. Exact. Ce a fost mâine și va fi ieri. Azi. Acum. Exact. Atenția e prima lecție din la trei. A doua e prezența. Bă, când ești undeva, fii acolo. Dacă eu sunt aici cu voi și sunt aici cu voi, sunt aici. Dacă mă duc acasă, sunt acasă. Dacă sunt pe scenă, sunt pe scenă, adică sunt acolo. În momentul în care nu mai ești acolo, oriunde ai fi, orice ai face, sunt momentele când viața trece degeaba și fără sens. Mă uit la Lore. Lorei aici parte din echipa de dichisit și e un partener viu și foarte bun. Când ești prezent, ești pe bune acolo. Și aici iar mă întorc la teatru ca să înțelegeți mult mai bine ce vă zic. Sunt mulți, foarte mulți spectatori care zic, domnule, am la teatru, am văzut un spectacol, domnule, nu ne-am luat ochii de la ăla. Știți de ce nu v-ați luat ochii de la ăla? Că ăla era prezent. Fiind prezent, te-ai uitat la el pentru că te-a captivat. El are probleme acasă, toți avem. El are facturi de plătit, are probleme, are copilul la școală, are nevastă, are tot. Dar când a intrat pe scenă, nu le-a dus cu el acolo. Pentru că a ales să fie prezent în momentul ăla. Eu dacă am venit la voi, sunt prezent în poveste cu voi că mi-e drag. Dacă eu stăteam și răspundeam, da, nu, da, poate... Bobie și mi-eram, aoleu, stai un pic, am terminat acoperișul, am terminat, i-am lăsat șuruburile în ploaie, l-am băgat mașina, câinele trebuia plimbat, s-o căcat pe iarbă, n-am strâns căcatul de pe iarbă, las că-l strâng mâine. Te fură celelalte gânduri și nu mai ești prezent. Și dacă nu mai ești prezent și atent, nu mai ai cum să stabilești o relație. Și viața asta de la stabili relații. Și cât de greu ți se pare, că ziceai de pe cât de greu ți se pare, așa pentru oamenii care se uită la noi, cât de greu ți se pare să fii prezent în ziua de astăzi? E foarte greu fără exercițiu. În care ești bombardat cu notificări non-stop. Când aveam 20 și ceva de ani, 30 de ani, le gestionai într-un fel. Pe măsură ce trece timpul, alegi să le selectezi. Și exercițiu. Ăla care e campion olimpic la not, nu o săritează în apă și o ieșit campion olimpic. În notă, de rupe.
Ăla care aleargă, aleargă de rupe. Fiecare care face ceva constant și mult și prezent și implicat are rezultate. Să fii prezent e o alegere pe care ți-o conștientizezi și după începi să o exersezi. Bă, ești pe bune acolo, faci pe bune. A, și asta iară vine cu vârsta. Ajungi la vârsta la care alegi ce să faci și ce să nu faci. Nu poți să fii prezent la un căcat de job la care nu ești bun și nu-ți place. Iartă-mă că zic sincer, știi. Când ajungi la 40 de ani și lucrezi jobul pe care îl vrei, pe care l-ai visat, pe care l-ai vrut, i-ai dat sens și scop și ți l-ai atins, mă, îl faci cu drag. Ai de croșetat, bă, croșetezi de drag. Ai de făcut la strung ceva, faci ca un artist. Ai de pictat, pictezi, operezi, operezi cu drag, că îți place, că ești prezent acolo și pui pasiune. Dar gândește-te, oare cât operează, pentru că mami cu tate au vrut să fie medici, dar el și-a dorit să fie ciclist montan, mă. Fericirea lui pe munte, pe bicicletă. Dar mami cu tate au zis, nu, o să ai o meserie serioasă, o să tai să... Bă, tai ăla la mațe strâmb de numă. O experiență faină, Arcadius, care nu e aici. Serus Arcadius, eu nu te uiți ce sparg. Se uită dansează. Că trebuia să fie acum aici, dar au zis că el are altă ședință, okay. Că și el e parte din echipă. Știu, și e o experiență faină pe care mi-o împărtășește de multe ori și țin să o zic mai departe. Au avut un workshop la un moment dat cu vreo 30 de adulți și au avut un exercițiu în care eu pus o întrebare: ce voiați să fiți când erați mici? De obicei pun întrebarea când lucrez cu copiii: ce voiai să fii când o să fii mare? Și au întrebat: ce voiați să fiți când erați mici? Și ce-a fost foarte surprins e că peste 80 și ceva la sută, poate 90, ce-a ajuns în ziua de azi era total diferit față de ce își doreau, unul la mână și doi la mână, ce-a fost și mai surprins. Și mi-a zis, Mihai, m-a surprins faptul că aproape toți oamenii din ce își doreau să fie când erau mici era ceva ce are legătură cu arta. Ceva ce are legătură, fie cântăreț, fie muzician, fie prezentator, fie actor, fie balerină, fie înotător de nu știu cum. Deci ai nevoie să fii ceva pentru că poți să duci orice la rangul de artă. Și ai dreptate. Treaba asta cu nu numai ei, zice Arcadius, are dreptate. Mă, 9 din 10 oameni în lumea asta nu fac ce își doreau când erau mici. Și te uiți în jur și te miră nefericirea, te miră depresia, eșecul, anxietatea. What the fuck? Nu trebuie să știi, că aici mai intervine o chestie. Nu toată lumea știe când are 7, 8, 10 ani ce vrea să fie. Am întâlnit oameni care la 30 și ceva de ani au schimbat direcția. Am întâlnit oameni care la 40 de ani au schimbat direcția. Mă, dar au făcut ceva să o schimbe. Măcar atât. N-au stat în continuu în treaba aia. Ți-ți dator cu ultimul răspuns. Atenție, atenție, prezență și concentrare. Concentrare. Concentrare este direct legată de sens. Să fii concentrat înseamnă să vizualizezi, să te pregătești și să muncești în direcția scopului, a sensului. Okay. Iar asta cu sensul, e foarte firesc să se schimbe sensurile. Nu trebuie să fie același. Nu poate fi același. Bă, la 20 ai un sens, la 25 altul, la 30 altul. Follow it, go for it, strânge experiențe, adună-le, pune balansul. Dar în fiecare seară când pui capul pe perna aia, mă, întreabă-te, bă, ești fericit? Pe bune, ești fericit, ești împlinit? Dacă da, there you go. Dacă nu, mă, ești în pușcărie de ținut și nu mai poți să faci altceva. Nu, ești om liber. Ai mâini, ai picioare, ești ok, poți să încerci. Do it. Stabilește-ți scop, sens, schimbă până faci ceva ce-ți place. Am cunoscut oameni care au renunțat la cariere de tot și și-au cumpărat căsuțe la 30 de kilometri de Cluj și fac agroturism ăsta, fermieri, cresc mure, mă. Bă, înflorește. Când îți vorbește de mure, înflorește. La 30 de ani nu știa ce-s murele. La 35 e cel mai fain cultivator de mure. Păi perfect. I don't care, dar nu l-am văzut în viața mea atât de fericit. Cu murele lui, după ce și-a dat demisia din corporate. Foarte bine. În corporate era blindat de bani și era distrus emoțional și nervos. Are mure, are un sfert din bani. De atâta fericire n-am văzut de când îs. Bă, cum e posibil? De ce unii pot și unii nu? Ce te determină să schimbi, să zici, mă, nu-s ok cu ce fac?
pot să fac altceva. Trebuie să ajungi până în punctul ăla în care te doare atât de tare și te pasă atât de mult încât să faci schimbarea, că aia nu vine niciodată că-ți place. Vine vreodată că-ți place când ești bine și comod și confortabil. Mai stau, mai dau un whisky, mai stau cu prieteni. Nu vine, nu atunci vine. Mai și câți oameni ascund, da. Te apasă. Câți oameni, apropo de băut un whisky, sunt la joburi, fac bani, își cumpără plăceri de astea, își cumpără lucruri ca să acopere, dar deep down inside. E vorba, e picătura aia chinezească de care povesteam la început. La început. Stă, te roade și dar la un moment schimbă, dat iese. Bă. Păi nu iese pentru că nu te apasă încă atât de tare. Sau ai nevoie de omul sau de întâmplarea sau de... Ai nevoie de palma aia morală, care, așa, ai nevoie de o palmă morală, de palma aia morală care să vină și să ți-o da cineva sau ceva sau un eveniment să te trezească și să zici ok. Unii din fericire, unii ne trezim. Alții nu. Nu ne trezim deloc sau ne trezim prea târziu. Prea târziu. Am vrut să zic de prea târziu, Mihai, mulțumesc. E păcat. Da. Sunt unii care și-au dat seama la 50 ceva, 60. Eu nu zic că nu vreau să cataloghez, vai de mine, la 60 e prea târziu. Mana, au trecut 60 de ani. Cât mai e? 20? 15? Legat de asta că ziceai, te-aș întreba așa, de că tot ziceam, toată lumea ne zice ce să facem sau cum să facem și dau sfaturi și lecții, dar prea puțini oameni, eu am întâlnit în viața mea și ea trebuie să recunosc că m-a ajutat cu adevărat, care au venit și îmi spun, bă, nu face asta, bă, nu mai fă lucrul ăsta sau ai grijă la lucrul ăla. Și asta e o întrebare pe care o punem tuturor oamenilor care vin la noi și... Care e un lucru pe care l-ai spune oricărui om în viață să nu-l facă sau să-l evite? Drogurile? Okay. Nu am nicio. Droguri, punct. Pentru că am avut în cercul de apropiați oameni care nu au ținut pasul cu noi din cauza pasului ăla în care o trebuie să oprești. Știi? Toți am fost tineri, toți am băut, toți am fumat, toți am dat niște omoruri, am vomat două zile după de am vrut să plângem. Ma, undeva trebuie să știi să te oprești. Dacă te oprești unde trebuie, dacă testezi gheața cu ambele picioare, sar pe poșnița de gheață, ai toate șansele să mori. Dacă te ții de ceva stabil și încerci cu un picior, poți să vezi dacă e stabil sau nu e stabil. Deci dacă e să dau un sfat, faceți ce vreți, că cea mai bună experiență e a ta, pe care o trăiești, pe care o experimentezi. Ma, nu faceți lucruri de la care nu vă puteți întoarce. Nu lua decizii de la care nu există turn back. Nimic în viață. Orice faci, fă gândindu-te că te poți întoarce. Dacă e un lucru de la care văd că nu te poți întoarce, le-ați drogurile. Am văzut de la alcool, azi am povestit unul din meșterii tablacii. Am zis, man, eu n-am pus gura pe alcool de 7 ani. Respect. Și că am întrebat, băieți, bem o... Nu, ok. Te poți întoarce de la țigări? Te poți întoarce de la alcool, te poți întoarce de la multe. Măi, eu de la droguri, eu n-am văzut pe nimeni să se întoarcă. Îmi pare rău, dacă există exemplu, m-aș bucura. Dar de la droguri am văzut numai eșec și nu numai unul, ca într-un joc de domino, nu ești singurul care pică. Pică în jurul tău, pică în jurul tău foarte mulți și pică rău. Și pică ăia nevinovați, cei mai apropiați. Și ca să nu ajungi la droguri, sunt atâtea soluții să rezolvi înainte problemele comunicând, deschizându-te, povestind cu unul, cu altul, cu un terapeut, cu un coach, cu un prieten, cu un psiholog, cu un psihiatru, cu cel mai apropiat prieten, să zici ce ai pe suflet, să-ți rezolvi nemulțumiri, dureri, neîmpliniri, să comunici din gură, să vorbești. Nu poți să vorbești, nu vrei să vorbești, scrie. Nu scrii, trimite mail. Nu trimiți mail, scrijelește în piatră. Nu scrijelești, dansează. Orice formă de artă e o formă de a lăsa să iasă din tine chestii. Dar vorbește cu cineva și zi, bă, nu-s bine. Sau sunt bine sau nu-s bine. Și dacă găsești omul bun, te ajută să fii bine. Pentru că acel nu bine, nu-s bine în continuu, netratat, o ia pe partea aia din la care nu există way back. Și ce vorbeam acum 3 minute? Să cumva, printr-o minune, printr-o maturitate, printr-un univers care îți dă lecțiile și le rezolvi. Și te întorci la 60 de ani și zici, acu-s bine, super, dar 60 de ani pe care ai nenorocit din singura viață pe care știm că o avem. Fă ceva, să nu îți mai rămână 6 ani numai de 7, sau 10. Sau, da, și nu mai ai aceeași capacități. Să rămână 40, hai să fim realiști. Dar nu mai poți să faci la fel ca atunci, că nu mai viteza e poate de două ori mai încet sau cine știe. Zi-mi...
Zi-mi așa, zi-mi un lucru pe care ți l-a zis cineva la un moment dat, o vorbă bună, un sfat, ceva ce ai ținut minte toată viața. Acel sfat sau gând sau vorbă bună pe care ți-o zis-o cineva la un moment dat. Îmi amintesc ce mi-a zis mama cu data toată viața. Mi-a zis, bine, vorbesc de parte din fundație, din temelie. Îmi amintesc ce mi-a zis dirigul. Pentru mine, dirigul din liceu, Sandu Bărbuță, inginer, omul ăla a fost lecție de viață, ca profi. Restul nu mai fost. Proful de facultă, cu profa. Uite, proful, de exemplu, facultă, Michi Baci, Micloș Baci, o zisoată, nimic nu-i mai presus decât viața. Nici măcar teatru. În vremea în care mânca în teatru pe pită, teatru, am făcut ca tineri, studenți, omorai pentru teatru. Și Baciu a zis, nimic nu-i mai presus decât viața. Nici măcar teatru. Așadar, fiți înainte oameni, după aia actori. M-o spart cu replica aia. Ne-a zis-o în anul 3 și eu mi-am amintit-o după vreo 7 ani, după ce am terminat facul, nu știu cât, pe mult timp. Deci proful m-a rupt cu replica aia ce mi-a plăcut. Și aia pe care o tot dau exemplu, e replica lui Schwarzenegger. Așa. În state, student fiind, am nimerit, că așa a fost destinul, într-o stațiune foarte cochetă, foarte bogată, foarte cu celebrități, cu tot felul. Și Arnold a venit cu copiii, cu fetele, cu băieții, cu Maria, în vremea în care încă era căsătorit cu ea, și patina. O săptămână o stat la patinoar. Și noi, fiind studenți internaționali, toată lumea avea insigne, name tag și aveam acolo Bogdan Rădulescu, Transilvania. Aveam și cu România insignă, dar am stat mulți ani, am făcut numai cu Transilvania. Și s-a uitat și a zis, Are you really from Transilvania? Yeah! M-am căcat pe mine când l-am auzit prima dată. Aici eu mi-amintesc ziua în care a intrat prima dată în acel skate house, se numea. Ce era locul în care aveai toate patinele, băi, apă, birouri și lumea venea și într-o chestie cu geamuri multe în fața patinoarului. Și eram întors, făceam ceva la patine și aud vocea lui Arnold Schwarzenegger pe viu. Mi s-au scurs picioarele, erau anii, nu, era Arnold în anii de Terminator. Și când m-am întors și l-am văzut, eu m-am ținut așa de pupitrul ăla să nu leșin. Era înainte de social media, era 2001, 2000, pardon, 2000. Era înainte de 9-11, era în 2000. Și nu, o săptămână tot o venit la patinoar, eu mi-am făcut treaba, l-am ajutat, am servit pe toată lumea. Și venea, când se oprea, se punea pe scaunul, și mai dădea jos patinele, mai ștergea, mai bea o gură de apă și tot povestea cu mine un alta. M-a întrebat de România, m-a întrebat Kelly din Austria, zic, I know, yeah, I know. România, Hagi, Nadia, zic, yes, Nadia and I, we are friends. Foarte tare, nu ce să zic, nu. A fost foarte mișto. Și în ultima zi, atunci când am încălcat legile companiei, am încălcat principiile de bază ale companiei în care lucram, care făcea în orientation, în training, zicea, you are not allowed by any circumstances să deranjezi vedetele, persoane cunoscute, VIP, cu poze, cu autografe, cu tot. M-am dus și am zis, excuse me, I am from Romania. No! Eu dacă mă duc acasă la mama, la tata și le zic că m-am întâlnit cu Arnold Schwarzenegger și n-am poză, mom is going to be very upset. Can I please, please, please să-mi faci o poză? Și au zis, it would be my pleasure. Because you are one of the most wonderful people I have met. Arnold Schwarzenegger mi-a zis, ești unul dintre cei mai minunați tineri, young man, young person I have ever met. Mai am încăcat pe mine, bine că nu mi-a rosit la poză. Și-a rugat-o pe Maria, soția lui, să facă poză. Și-a luat aia Olympus-ul meu vechi cu rolă de film și mi-a făcut poză. Și el și-a pus o mână așa după mine și au zâmbit amândoi la poză. Și am și acasă pus acolo, fain, pe un optieră, am poza cu Arnold, care, bă, poate m-a mai zis-o, poate m-a mințit. Nu contează. Poate o zis adevărul. Dar asta a fost ce ai Or, avut nevoie nu, să e auzi. cel... Eu, un copil la 21 de ani, să-i zici că ești unul dintre cei mai minunați oameni, ăla mi-a trasat direcția în viață, Nu, bă. nu contează dacă era... Contează Asta e că ai puterea aveai unui ce om. aveai tu cu Da. voi în momentul respectiv. Da. Poate să fie minciună, poate să fie adevăr, poate să fie orice. I don't care. Indiferent și de când, putea să fie și la 25 de ani și la 17 de ani. Cred că a Putea fost la moment oricât. A fost timing-ul timing și perfect. feeling. Da. Bravo. Omul perfect, Bravo. omul potrivit la Și momentul repet, potrivit. am tot mai zice lumea, că am mai povestit asta într-un vlog, și zice lumea, bă, e social media, ai putea să-i scrii, ai putea, ar fi minunat. Măi, aș scrie la Arnold să-i zic, tu înțelegi cum ai schimbat viața unui om cu o replică acum 20 de ani exact.
Acum 20 de ani exact. Holy shit. No. Ce ți-ai luat din primul salar? O geacă. Ce geacă? O am și acum, o foiță, o am acasă. Scrie, da, și scrie și acum Sun Valley. Aia mi-am luat-o că aveam nevoie de ea și am trimis bani acasă, că draga mama cu tata o lua bani în promuță, mă trimit în America cu programele studențești. Și mi-am trimis datoria. Și am trimis, bă, indiferent, una de nu mor îngropa cu ea, dar cât o-i trăi, am o foiță roșie, e mai mult de vânt, nu e neapărat de geacă de iarnă. A, așa. Nu era mărime mică și mi-am luat un L, pe care l-am purtat toată viața. Tu știi cum arată pe mine? Ca o haină căpătată. Dar am luat-o dintr-un magazin nou-nouță din banii munciți de mine. Am avut 60 toată viața, nu după facultate, m-am făcut și un pic mai. La 60, eu nu mă mir cum am purtat geaca aia pe mine. Era geacă larg de americani și eu mi-am luat-o când aveam 60 de kg. Nu contează, ai geaca ta. Bun, ce i-ai spune variantei tale din viitor? Oh, ce altă întrebare foarte bună, bravo. Depinde, ok, ce să zic, din trecut era una, dar din viitor? Oh, ce bună întrebare, nu știu. Bă, you did good. Prost, dar hotărât. Da. Ce să zic? Bă, trebuie să-i zic sau să-l întreb? Răspuns ce oricum nu-l primesc, da. Ce îi spune? Orice, să-i zici, să-l întrebi. Bob, we did good. We made it. Bravo, cu aia. Aia, de fapt, aia, we did. În sprijinul replicii de la Uniter care a rupt. Exact. Asta evident era în glumă, ne-am zis-o. Bine, man. Bravo ție. Copil din periferia Irisului din Cluj. Ai făcut ceva în viață, bravo. Asta ți-ai spune ție în viitor. Dar dacă ar fi o întrebare pe care tu crezi că oricine ar trebui să-și o adreseze în viața asta, care ar fi aia? Ești, o zic așa, dar de fapt e pentru tine. Exact. Sunt fericit? De. Sunt bine? În același, sub aceeași umbrelă de îs ok? Pe bune, îs ok? Îs bine? Îs fericit? Îs împlinit? Răspunsul la această întrebare. Sigur, sunt patru în forme diferite, că unii rezonează cu cuvântul împlinit, fericit, ok. Bă, ești bine? Bă, ești bine. Sigur? Da, dar să nu te minți. Deci întrebarea asta n-are voie să te... La întrebarea asta n-ai voie să te minți. Bă, ești bine? Bă, așa. Bă, schimbă. Ok. Bă, ești bine? Îs bine. Go for it. Rămâi acolo sau încearcă mai bine? De aici intervine aia la altă parte a filozofiei. Când ești bine, mai bine e dușmanul binelui. Mai binele e dușmanul binelui. Dacă ești bine și ești împlinit, ieși din zona asta să încerci altceva. Dacă o să-ți fie mai bine, e ok. Dar dacă o să-ți fie mai rău sau eșec, ai pierdut binele. Astea sunt întrebări filozofice grele, teme, știi? Schimb ceva dacă e bine. Merită să schimb pentru mai bine. Dar ce înseamnă mai bine? Cu ce costuri ajungi la destinație? Good. Două întrebări mai am. Nu, lasă-le. Bine zi. Asta e ușoară, dar... O zis trei... fii atent, Dichisi. Să te consemne, a da, se menționa. Hai, am 10 întrebări, cam 10 minute, 2-3 clipuri. 8 și 10, am venit de o oră, bă, serios. Dacă ar fi să iei cina cu o personalitate în afară de Loredana Groza... Bine, poate fi și ea. Nu, las. Oricare. Care ar fi? Mă, nu m-am gândit la asta. Pe cuvânt. Poți să te gândești. Dar nu pe timpul vostru, stau să mă gândesc. Aș lua cina cu Loredana. Cu Loredana? Cu Loredana. Aș vrea să iau cina cu Loredana. Perfect. E răspuns corect. Ce e o personalitate. În studioul de chisiților e Loredana. Cinaș. Altcine nu mă pot gândi. Dacă sunt oameni politici, i-aș bate, i-aș da cu capul de masă, le-aș sparge sticlele de vin de cap, de tot li s-ar scurge creierii. Dacă ar fi oameni de artă, ar fi, sunt de ăștia faini care au trecut și pe care aș întreba. Domnul Șora, la 104, aș lua cina cu dumnealui. Dar atâta de fain scrie pe internet, pe 104 ani omului lucid.
Noi scrie mult, poate. Dar nu, rămân la primul feeling, a fost bun. Culoare. Nu, bun. Altă întrebare? Te-am rezolvat. Mamă. De cină? Bă, trebuie mic dejun, trebuie prânz. Zi, Lore, că trebuie să mănânce de 3 ori pe zi. Cinaș. Ultima întrebare și ca asta încreiem. De asta o și lăsăm la urmă. Ziceam că de gânduri dichisite și de gânduri cu dichis. Pentru noi, a gândi dichisit înseamnă să gândești util și creativ. Să gândești util înseamnă că atunci când tu gândești, gândurile sau gândul ăla util să fie util pentru tine. Tot ceea ce transmitem sau toată psihologia pe care încercăm să o transmitem oamenilor trebuie să fie utilă pentru ei, adică ia-o și make it your own. Ia-o și transform-o pentru tine ideea aia, astfel încât să ți se aplice ție și să că fie utilă pentru tine. Că nu e rețeta universal valabilă, bravo, exact. Bravo, bun. Și dacă tu gândești util pentru tine și te ajută, atunci să mergi mai mult și să fii și creativ. De ce mergem pe ideea de a gândi creativ? Gândește în modul tău, pentru tine, ca să-ți fie util și să poți crea din utilitatea ceva. Nice. Asta ar fi să gândești... Asta e o încheiere util. Foarte bună, nu mă mai întreba nimic. Acestea fiind spuse... Dacă ar fi să transmiți un gând dichisit, știi ce înseamnă pentru noi gândurile dichisite? Care ar fi un gând dichisit pe care vrei să-l transmiți oamenilor? Toată lumea vorbește de to-do list. Ați auzit? To-do list. În fiecare zi ai to-do list. Gândul cel mai dichisit pe care pot să vi-l transmit e să descoperiți echilibru în viață. Nu e totul despre to-do list. În talerul celălalt de balanță puneți to-be list. Eu cred cu tărie că fericirea în viață e echilibru. Nu-i banii, nu-s banii, nu-i succesul, nu-i iubirea, nu-i o grămadă de... Nu mă, e echilibru. Dar e punctul meu de vedere. Poate mă înșel. Poate nu coincide cu al vostru. Dar gândul meu dichisit e să găsiți echilibru între to-do list și to-be list. Pentru că to-do list este despre ceea ce faci rațional, planuri, task-uri zi de zi. To-be list ești tu. Treceți-vă pe to-be list. Ok. De ce ne zice Bob? Dincolo de ce vrei să faci, ce ești? Ce? Și dacă faci ceea ce ești? There you go. Acolo e echilibru? Acolo e balanța? Pentru unii va fi acolo echilibru. Pentru alții în altă parte. Mă, dar când te pui seara pe pernă, să te pui cu un rânjet pe față, nu cu lacrimi în ochi. Stărezi. Și cu asta așa ca... Is that hard? Exact, dar așa ca și ca reflecție de final, când te pui în pat, dincolo de partea de ai făcut bine, ești fericit, aș mai adăuga acolo și întrebarea, astăzi am dus lupta cea bună și dacă am dus lupta cea bună... Ce frumos e asta! Sunt fericit! Am dus lupta cea bună! Astăzi! Nice. Nu mâine, nu în fiecare săptămână, mâine azi! Vorbim de azi! Astăzi am dus lupta cea bună. Doamne, miluiește. Pușcă toate când te aud. Mai ales, părinte. Ciao, dichisiți. Noapte bună. Mihai, mersi. Eu mersi, Bob. Dacă a fost cu folos și v-a plăcut, vă invităm să ne urmăriți pe paginile noastre de YouTube, Facebook și Instagram. Fiți pe fază, pentru că data viitoare, când o să vă lovească setea de cunoaștere, noi o să venim cu următorul invitat, care sperăm să vă inspire sau să vă aducă o întrebare bună și de ce nu, poate chiar un gând, știți voi de care. Mulțumim că ne-ați urmărit și nu uita. Gândește dichisit, zâmbind.